Bună seara! Invitatul nostru de această seară este Andrei Pleșu, care ne-a forțat, prin ultima sa carte despre îngeri, să vorbim despre îngeri. Făptură insolită în dispozitivul nostru hipermodern, la care succesul extraordinar al cărții, care a fost însoțită și de un CV în care ai citit o parte din carte, face să-ți pui întrebarea. E o discuție de mare actualitate. Noi despre ce vorbim? Despre globalizare? Despre integrarea europeană? Primirea noastră în NATO? Sau despre îngeri? Întrebarea imediată este, pentru că discuția despre îngeri e departe de a fi în centrul dezbaterii europene astăzi. Cum ai căzut, Andrei, pe tema îngerilor? Întrebarea dacă e o temă actuală e importantă. Eu găsesc că este, dar face parte din temele actuale discrete, ceea ce nu spune nimic despre importanța lor. Noi mi se pare mult mai actual, într-un anumit plan este mai actual prețul combustibilului sau tema alegerilor, aceste teme actuale care ne frică. În vreme ce tema îngerilor are o paloare, are o conotație diafană și cum se spune, de lux intelectual, care ne lasă reci până la urmă. În realitate, după felul meu de a înțelege rânduiala lumii, lucrurile decisive se întâmplă în acest registru discret, nevăzut. Și prin urmare, acolo sunt lucrurile cu adevărat actuale. Aș folosi aici, pentru termenul actual, accepțiunea clasică, aristoteliciană a lui. Și aș vorbi despre faptul că lucrurile intelectului sunt actuale în măsura în care ele au o permanență care nu depinde de circumstanțe, de conjuncturi imediate. Lumea este un posibil, dar acest posibil se mișcă pe temelia de actualitate permanentă a spiritului. Atunci eu cred că îngerii sunt în fond o adevărată temă actuală, vreme ce lucrurile alalte sunt felul posibilului de a patina pe această actualitate permanentă. Dar tu cum ai căzut pe tema îngerului? Am, o spun și în carte, o alergie la gândirea în doi tipi, la gândire pe care uneori o practic, dar când să spun cu stilistic, nu mă pot delibera de ea. Am nevoie de contraste, am nevoie de un fel de balans. Cu mare eficacitate retorică, da. Practic. Însă, în fond, ontologic vorbind, ideea că lucrurile stau pe două variante, că totul e o alternativă simplă, mă indispune. Și mie mi s-a părut la un moment dat, era încă înainte de 89, că o teologie care construiește masiv pe cei doi poli ai lumii, Dumnezeu pe de-o parte și omul pe de-alta, o teologie care ignoră sau expediază intervalul între cei doi poli, care este însăși lumea spiritului, să spun. Ce înseamnă lumea spiritului? Noi când spunem lumea spiritului, ne gândim la un tip de lume care e fie abstractă, concepte, fie de un rafinament inconsistent, palid, fad eventual, valori, opere de art, muzee, lucruri de genul ăsta. Spiritul este tipul marii culturi. Exact, marea cultură. Mie mi se pare puțin. Am simțit nevoia să știu despre acest interval, măcar atât și despre peisajul în care trăiesc. Ce se întâmplă acolo? E populat? Nu e populat? E un vid în care circulă doar mesaje de la om la Dumnezeu, de la Dumnezeu la om? Teologia dogmatică, tradițională, admite că vidul ăsta, așa zisul vid între om și între ei, e un put de o întreagă suită de ierarhii. M-a interesat să știu mai mult despre aceste ierarhii și am fost surprins să constat două lucruri. Întâi, că în manualele de dogmatică, ele sunt pomenite, nu se poate altfel, îngerii fac parte din dogmatica creștină, dar pe de altă parte că tendința dogmaticienilor este să expedieze subiectul cu oarecum stingheriți. Despre Dumnezeu poți să vorbești în plinul, pentru că poți să faci metafizică despre asta, poți să faci teologie superioară, dar îngerii au ajuns să aibă o anumită aură de poveste cu zâne, de lucruri
greu de captat și de analizat, sunt teologi care pur și simplu nu știu ce să facă cu ei, și asta mai ales de prins în spațiul protestant, de au ajuns să spună că, sigur, nu se poate contesta existența lor, fiindcă sunt locuri scripturare unde ea e menționată, dar nici nu e bine să întârzi prea mult în zona asta, fiindcă în realitate sunt o cărare laterală a cercetării. Pe de altă parte, am observat că există un apel tot mai viu al problemii în lumea curentă, în Occident, în cele două, trei momente când s-a întâmplat să fiu acolo după 90, mi-am dat seama ce interes târnește tema asta. Sunt pline librăriile de cărți de strângeri, majoritatea foarte discutabile, pentru că mizează un paranormal sau o supra-sensibil tăduzină. Dar, în orice caz, există o întrebare. În cazul meu, îngerii s-au născut în deșit ca o întrebare. Eu nici acum nu mă consider un expert în materie și nu cred că cineva poate să fie un expert în materie de îngeri, dar expertiza înseamnă, în cazul meu, doar atâta. M-a interesat subiectul și am simțit nevoia să pun întrebarea. Dacă pui întrebarea, cum știm, vine și un răspuns. Dacă nu o pui, sunt foarte puține șanse să vină un răspuns. Am pus întrebarea, am descoperit că există întâi o bibliografie, după aia am văzut că există o întreagă cultură a subiectului, nu doar o bibliografie tehnică. Și după am văzut că el deschide spre o tematică filozofică, dar și teologică, care mie mi s-a părut actuală. Însă, chestiunea este următoarea. Spui, am alergie față de dihotomie. Problematica îngerului permite gândirii să nu se potignească în dihotomiile stricte? Ai vorbit de intervalul care are la capete om-Dumnezeu. Îngerii populează acest interval. Îl suprimă, fac din el un interval finit, un soi de proximitate îndepărtată. În ce sens problema îngerului rezolvă dihotomia și oferă o soluție la problema intervalului? În sensul că ei introduc în acest interval trepte. Prin urmare, intervalul devine viu, începe să pulseze, are o modulație de calități și de fragmente specifice care fac acest interval să nu mai fie un spațiu neutru, ci un spațiu plin de accente, plin de vitalitate spirituală, un spațiu în care se întâmplă lucruri. Cum ar fi, iată-mă de gândire, cum ar fi dacă ar exista numai așa, om, Dumnezeu, în 3 minute? Orice comunicare între cei doi poli ar fi imposibilă. În urmare, dacă există doar om și Dumnezeu, de fapt există, dacă te pui într-un pol, e numai omul, da. Dacă există numai om și Dumnezeu, atunci Dumnezeu devine Deus absconditus, în mod absolut, e izolat cu totul în tenebrele lui hiperluminoase. Și pentru om nu poate fi nici o experiență. Iar omul are un ecran în față, care nu îl provoacă spre un parcurs spiritual. Asta înseamnă că dacă există numai capetele intervalului, fără intervalul însuși... Da. Tu ești mai bun decât mine aici. Dacă ai un segment în care nu există decât punctele de obârșie și respectiv de încheiere ale segmentului, în mintea mea neexersată, segmentul dispare. Segmentul devine infinit. Adică capetele nu se mai pot atinge. Nu se mai pot atinge. Suntem în paradoxul lui Zen. Îl avem pe Ahile care încordează arcul. Da. Știam că e să o spui mai tehnic. Și săgeata nu ajunge niciodată la capăt. Orice mesaj ar transmite Dumnezeu către om, el rămâne la Dumnezeu. Dacă putem imagina acest lucru în condiții de omnipotență de Dumnezeu. Da. Iar omul ar fi, de fapt, pură imanență. Lumea omului ar fi doar lumea omului. Și lumea lui Dumnezeu, doar lumea lui Dumnezeu. O transcendență solitară care nu iradiază. Noi nu suntem aici, Andrei. Lumea modernă nu este de fapt aici. Sigur. Este o lume care a pierdut treptele intermediare între capetele intervalului. A înlocuit intervalul printr-un ecran. Da. Și comunicarea este cu totul dificilă. Eu nu spun că Dumnezeu nu are în atotputernicia lui posibilitatea să traverseze orice ecran. În al doilea rând,
am mai fi de spus poate ceva aici. Poate că toată finețea acestei tematici, și mă refer acum la tematica sacrului în general, este că ea nu lucrează cu argumente constrângătoare. Era inadvertent, Toma? Într-un fel, da. Cum era scolastica în general. Asta îmi place încă mai mult. Da. În general, scolastica vroia mai mult și în același timp mai puțin decât teologia. Vrea mai mult pentru că vrea să obțină pe cale rațională rezultatele teologiei, vrea mai puțin pentru că încercând asta, scăpa din spectrul ei coeficientul de neconstrângere, de libertate a spiritului, care e legat și de un anumit coeficient de mister. Îngerul nu e așa evident cum este uneori demonul, deci nici nu e așa evident că este periculos. Pentru că problema nu e ca el să se impună cu titlul de evidență netă, așa încât să nu mai ai de ales dacă să-l urmezi sau nu, dacă să te lași sfătuit de el sau nu, întrucât adevărul și dreptatea lui sunt de o pregnanță absolut inconturnabilă. Constrângătoare. Constrângătoare. Pentru că una din temele funcționării Îngerului e libertatea omului. Îngerul nu are voie să facă nimic care să reducă marja de libertate a clientului lui. El trebuie să-ți pună la dispoziție deschiderile necesare, să te asiste în momentul în care ai luat o decizie, dar el, aș spune, nu are voie, prin mandat divin nu are voie, să intervină asupra libertății tale. Și în asta constă pariul asistenței angelică. Ea are ca misiune să te ducă spre ținta legitimă, dar trebuie să facă asta fără să umble deloc la aparatul libertății tale. Adică el este ținut să asiste libertatea ta, respectând-o integral. Exact. Asta nu-i toată problema construcției europene. În fond, ei vor să asigure un principiu liberal fer, care este libertatea absolută de schimb și individuală de expresie, cu o construcție arhitecturală, o construcție instituțională, care își propune să asiste această libertate. Da. Deci dacă le reușește, dacă ne reușește acest lucru, într-un fel va fi pentru că am preluat modelul în care îngerul, față de fiecare om, gestionează libertatea omului. Da, însă aș spune că funcționarii de la Bruxelles au două probleme în acest efort lăudabil la loc și care pentru noi e vital. Întâi, spus brutal, ei nu sunt îngeri. Deci totuși nu au la îndemână arsenalul de procede și eficacități pe care le au ierarhiile cerești. În al doilea rând, ei administrează un concept al libertății foarte diferit de conceptul libertății pe care lucrează angelic. Conceptul libertății în perimetrul activității angelice derivă din conceptul libertății paradiziace, respectiv din teoria despre libertatea lui Dumnezeu. Dumnezeu prețuiește cel mai mult la creatura lui și a introdus acest element în chiar structura lui, libertate. Ceea ce nu vrea niciun preț creatorul omului este ca omul să meargă pășine. Și atunci, cu riscul de a crea o ființă care nu știe să uzeze criteriul de libertate lui, dar care are totuși șansa de a o folosi bine, Dumnezeu creează o ființă liberă. În perimetrul acestei gândiri, acestui tip de gândire, se mișcă reflexul îngeresc al temei libertății. În sensul că, conform planului inițial al creației, îngerul trebuie să degheze la o bună administrare a libertății, dar fără să o suspende această libertate. Nici măcar atunci când este exercită greșit și va conduce la pieirea persoanei. Sigur că da. Acum, opusul libertății, din acest punct de vedere, este instituția de tip sedentar. Formele înghețate, formele fixe, care sunt în fond semnul dispariției vieții. Ai spus foarte bine, macazul. Macazul. Opțiunea de tip macaz.
E, la dreapta, la stânga, atât. Riscul funcționarilor bruxelezi de care vorbeam e că ei creează macazuri. Primul lucru la care ar trebui să renunțe, de părerea mea, este să renunțe la ideea omogenității. Pentru că Europa e gândită în proiectul ei ca o omogenitate. Ca o tristă omogenitate legislativă, da? Da. Adică, până la urmă, intrăm cu toții în același tip de funcționalitate care a fost stabilită ca fiind optimă. Această variantă de funcționalitate optimă este foarte bună, cu limite date. Ea nu este universală și nu este... E ca într-o comunitate umană. O comunitate umană este vie, nu e utopică, dacă absorbe enorm de multe diferențe. Dacă spui pe lumea să egalizezi norocul, inteligența și bogăția, e sfârșitul. E sfârșitul. E societăți bogățente. Uneori am impresia că proiectul actual al comunității europene e de tipul ăsta. E proiectul unei generoase, dar utopice, omogenizare. Dacă ei nu se vor puteri să spună, domnule, vom avea o Europa în care vor fi unii mai săraci, vor fi unii mai puțin domestici, vor fi unii foarte diferiți în felul lor de a gândi. Eu cred că atunci, în mod paradoxal, proiectul ar merge mai bine. Dar pentru că s-a stabilit că există un singur fel de a fi european, atunci proiectul se blochează în orgol. Da, e o casă enormă, se impui de fapt această unică. Și nu se poate, nu se va putea niciodată ca o cârciumă grecească să semene cu un bistro elvețian. Este imposibil. Iar dacă ar fi posibil, ar fi sfârșitul. Nu se cază, Europa e pe care o trebuie să-i. În chestia asta, cu raportul între unii și o comunitate, un grup uman, o colectivitate, lucrurile sunt delicate. Pe de o parte, e un fapt absorbit teologic că comunitățile au un înger al lor, popoarele, parohiile, orașele, orice aglutinare umană sfârșește prin a avea o căpetenie îngerească, un protector. Noi avem acum o... Avem? Noi comunitatea de aici. Da, e întotdeauna un al treilea, depinde și cât de intensă e comunicarea, dar în orice caz e un fapt că fie că îngerul șefului comunității începe să preia și sarcini privitoare la întreaga comunitate, fie că un înger dintr-o altă ierarhie a asignat să se ocupe de această comunitate. De altă parte, aici este delicatul lucrului și paradoxul lui, îngerul este foarte neîncrezător și, în general, este stingherit de gregarități. Îngerul se ocupă de comunități articulate și sporește articularea lor, în vreme ce patronii masei ai aglutinării nearticulate și care începe să funcționeze ca o dihanie cu un singur cap, dar care de fapt nu mai are cap, aceștia sunt demoni. Oriunde este o aglutinare oarbă de mase nebuniciune, ne putem teme că sunt la treabă dragi. I-am văzut la urmă, însă că da. Deci, e foarte fină această distribuție a sarcinilor. Când e vorba de a articula o comunitate, de a o face ca ea să funcționeze ierarhic, armonic, înțelept, atunci îngerii au mult de lucru. Când e vorba ca această ierarhie și această forță organică a comunității să fie terasată, să fie aplanată, atunci marele maestru terasator este demonul acesta. Vreau să-ți fac parte de o stângenare pe care o am, să discutăm despre îngeri. Discursul pe care îl ții este plin de informații, precise. Știi, de exemplu, că o comunitate de tip, o comunitate colectivistă, a glisat, a fost preluată de un demon. În timp ce una, să spunem, organică, o comunitate veritabilă, o Gemeinschaft, este în baza unui înger. Însă, noi de unde ne luăm informațiile despre îngeri? Cum capătă omul informații despre îngeri? Întrebarea mea este... Însă, dacă argumentele constrângătoare în favoarea existenței îngerului nu funcționează, și cred că nu funcționează, pentru că îngerul, când vine spre unitatea ta, instituie un tip de existență,
care e diferit de existența obiectelor fizice. Atunci, eu de fapt nu sunt niciodată sigur când ceva se petrece, dacă îngerul a fost acolo sau nu a fost decât o funcționare normală a lumii. Ori dacă ăsta este registrul de argumentare, cum pot, cu adevărat, să obțin informații în care să am încredere? Știu că nu poți colecta informații despre această temă așa cum colectezi informații despre o specie vegetală sau despre un tip de evenimente sociologice. Ai, după părerea mea, două surse. Mai întâi, totuși, ai o experiență imediată pe care trebuie doar să o iei în serios și din unghiul de care am vorbit noi mai devreme, adică din unghiul unei ipoteze lărgite asupra lumii, pentru ca să descopere acolo elemente distincte de imediatul evident. Pentru că e limpede că sunt adunări de oameni, de obicei născute spontan sau manipulate spontan, care funcționează derapat. Roiau razna. Și e limpede că asta nu poate fi imputat niciunuia din membrii acelei comunități, ci ține de ce se întâmplă prin simplu fapt că ei sunt la oaltă în același timp. Deci niciunul din indivizii de acolo nu explică ceea ce face grupa, colectivitatea care îl absorbe. Asta trebuie să te pune pe gând. E limpede că apar aici două nivele de existență. Existența individuală și existența acestei colectivități, care nu e palpabil. Nu poate fi aplicată nici cumva. Noi vorbim, limbajul curent vorbește de lucruri de-astea, dar din cauza spiritului vremea spune, și am și folosit una din expresiile pe care vreau să le spun, din cauza asta noi nu le mai dăm consistența tradițională. Să uiți de spiritul vremea. Ce înseamnă spiritul? Acest spirit. E ceva pe care îl apuci? Ce înseamnă spiritul locului? Noi mai dăm substanță acestor expresii, dar totuși semnalăm cu ele ceva, și anume că un loc poate ajunge să aibă o definiție, o specificitate, un ce particular, care nu este identificabil în materia lui imediată, dar care lucrează. La fel spiritul unui popor, spiritul național. Vreți spiritul național. Nimeni nu se scandalizează. Dacă dăm și un nume acestui spirit național, lumea începe să surâdă și ce. Deci am această sursă imediată, o reflexiune ceva mai lărgită asupra lucrurilor și o atenție mai exact asupra cum se petrece. A doua sursă e tradiția. Eu nu pot să fac abstracție de faptul că de mii de ani, oameni foarte inteligenți, probabil mai inteligenți cu mult decât mine, au luat notă de această tematică și au analizat-o și au dezvoltat-o și au desfășurat-o. Eu fac aici apel la argumentul autorității pentru că eu spun că dacă Toma D'Aquino, un om pe care când îl citești, îți dai seama că avea o minte brici, o minte greu de imaginat la nivel de viața academică contemporană. Eu cred că avea un cap formidabil. E un om care are un cap de această anvergură și o minte atât de limpede și de tăioasă ca el, nu poate fi sub nivelul inteligenței mele comune, care mă îndoiesc foarte ușor de chestiile astea, nu clar. La fel, trecând din pace, tot ce înseamnă scrierile părinților bisericii. Eu nu cred că Maxim Mărturisitorul sau Grigorie Palama sau așa, erau niște fraie sau niște temei nebune. Trebuie să fie ceva. Eu sunt dispus să le acord credit, cel puțin tot atât, cât le pot acorda celor care contestă cu totul acest registru al realului, de la Dolbat până la Vladimir Ilici Lenin. De ce să cred eu că e mai deștept Lenin decât Toma D'Aquino? N-am niciun argument. Chiar și pentru realități îndeopște acceptate, întrebarea cum recoltezi informația, știu mai bine decât mine, devine nesigură. Nu-i deloc banală, da? Nu-i deloc banală. E o problemă serioasă. Russell, care nu era un mistic, a spus toată lucrul ăsta incredibil. Eu nu înțeleg de ce lumea crede mai mult în atom decât în înger. Eu aș înlocui, poate, atom cu, să zicem, particulele elementare. Păi cum se culeg informații despre particulele elementare? Mă întreb.
Există niște protocoale foarte bine elaborate, prin care se construiește experimentul, se elimină, așa zicând, zgomotul și toată miza ține de repetabilitatea acelei experiențe. Dacă ea poate fi făcută de oameni care sunt foarte diferiți între ei, laboratoare care n-au legătură unele cu altele, și experiența poate fi repetită cu rezultate într-o marjă de eroare care poate fi înțeleasă teoretic, atunci spun, acea realitate există. Dar pentru asta sunt elaborate protocoale. Adică care impun tuturor experimentatorilor riguros aceleași condiții și aceleași procedură. Da, pentru că am deselectat din realitate care e diversă un anumit episod care depinde de anumiți parametri pe care vreau să-i controlez. Există tradiția de care vorbeam, e și ea un fel de a consemnare repetabilități. Există anumite fenomene care s-au întâmplat odată, de două ori, de trei ori, de N ori, care sunt consemnate. Consemnarea scriptică a unei experiențe îngerești la un călugăr din deșertul primelor secole creștine și apariția aceluiași tip de descripție la un călugăr tibetan, care nu are nicio legătură cu una cu alta, poate să semene, să aducă a o imagine de tipul celei pe care a invocat-o, în locuri diferite, fără să știe unii de alții, respectând același protocol, într-un fel dat, pentru că și unul și celălalt sunt angajați într-un tip de existență care are regulile ei și care sunt foarte asemănătoare. Și care e orientată spre spiritualitate, da, nu exact. Spre experiența lui materială. Deci, aici o prima analogie e posibilă. Dificultatea apare în altă parte. Orice experiență spirituală în același timp e prin definiție personală și prin definiție nerepetabilă. Și atunci, cum să codifici sau să sistematizezi irepetabile? Asta e problema vieții. Mi se pare clar că aici trebuie să dăm dovadă de spirit de finețe și să acceptăm că există tipuri de existențe diferite și să nu admitem, să nu pornim de la presupoziția că îngerul seamănă cu mobila, pentru că dacă pornim de la presupoziția asta, nu o să găsim îngerul mobilă. Îngerul este alt tip de existență și felul în care el se semnalează în lumea noastră a mobilelor, așa zicând, a obiectelor fizice, e diferit. N-am vrut altceva decât să atrag atenția că acest mod de a gândi e plauzibil, că un alt registru al existentului e plauzibil și că lumea asta în care noi trăim cu atâta realism în mod cotidian, nu e toată, nu e toată lumea. Dacă nu trăiești cu această deschidere, dacă accepti lumea ca pe o închisoare, ai o viață foarte tristă și foarte tristă. Paradoxul simpatic e următorul. Ca să înțelegi lumea asta în care trăim, în toată frumusețea ei fizică, ai nevoie și de altceva decât ea. În orice ai nevoie și de altceva. Nu există, cum să spun, emoție a unei întâlniri sau spor al unei cunoașteri. Dacă rămâi în monotonia unui dialog imanent. Îngerul este nu numai o soluție la problema dihotomiei, la problema intervalului, ci este și o soluție la scoaterea noastră din mediocritatea vieții și robotizarea ei în lumea modernă. Da. Ori asta ține de faptul că prezența îngerului poate fi testată într-un registru al dansului mai degrabă decât al planificării. Sigur, și dansul înseamnă, în fond, o valorificare a posibilului. Pentru că corpul nostru, când funcționează în mod plat, cotidian, în cel mai bun caz, merge. Dansul dezvoltă un spectru de posibile ale mișcărilor trupului, care nu e imediat evident. Nimeni nu... Dar nu poți să spui pe de altă parte că ceea ce face dansul nu e real. Dar în orice caz nu e cotidian, în orice caz nu se referă la funcționalitatea strictă a corpului. Se referă la dezvoltări ale lui în toate direcțiile posibile. Îngerul este unul din posibilele intelectului omenesc. Îngerul este unul din posibilele existenței omenești. Și Dumnezeu, într-un fel, este cel atotputernic. Aș adăuga, gândindu-mă la posibilitatea de a specula asta, mai ales în franceză, este și atot posibil. La tout puissant.
divin înseamnă o ființă care închide în ea, deschizând tot acest închis, posibilul însuși. Ori nu lucrăm cu posibilul. Noi lucrăm cu realul și tot ce nu e real e imposibil. Ori există o vorbă. Fiți realiști, cereți imposibilul. Despre asta. Fiți realiști, reflectați la îngerul. Andrei, mulțumesc foarte mult. Sper că tema îngerului să fi plutit printre noi cu acel fel de existență pe care am evocat-o. Nu mi-e încă limpede dacă îngerii pot fi captați prin canalele de televiziune, dar o să urmărim emisiunea sau o să ne urmărească prietenii.